Cred că ați observat că la fiecare întâlnire a noastră ne se spune bun venit. Și în prima jumătate de oră suntem invitați să ne salutăm unii pe alții. Dar foarte rar suntem întrebați, tu de ce ai venit azi aici? Nu așa? Rar, numai așa în cercuri mici, unul la unul. Dar astăzi v-aș invita să ne punem această întrebare, fiecare dintre noi. Tu de ce ai venit aici? Iată câteva răspunsuri posibile. În primul rând, este persoana care a ajuns prima și a deschis ușile clădirilor bisericii. Și ne-ar putea spune tuturor că am venit ca și voi să puteți intra, ca să nu stați pe trotuar. Alții ne-au uitat zilele trecute în agenda și am văzut că am fost programați la predică, la muzică, la anunțuri, la camere, la filmat, la sunet, la PC, la regie, la traducere, la întâmpinarea celor care intră în clădirea bisericii, la școala biblică, la secretariat, la pauza dintre programe, la caserie. Dar ceilalți? De ce ați venit astăzi aici? Două variante sincere de răspuns ar fi pentru că asta fac de obicei duminica, de la 9 sau de la 11. Sau, la fel de sincer, nu m-am întrebat, sau de mult nu m-am mai întrebat, de ce vin eu aici? Alții știu precis de ce au venit. M-au dus părinții, m-au dus bunicii, m-au constrâns să vin aici. Alții vin de bunăvoie, să-mi întâlnesc prietenii. Știu bine de ce au venit. Dar există și altfel de răspunsuri. Majoritatea zilelor din săptămâna mea sunt un iad. Și duminica pentru una, două ore, primesc doza săptămânală de demnitate, pentru că vin într-un loc în care nimeni nu mă rănește, nimeni nu mă jignește. Sau sunt în treceri prin Cluj, sunt în vizită în biserica voastră. Și bănuiesc că aceste răspunsuri, probabil și altele, se regăsesc într-o adunare ca a noastră. Dar, oare să fie un singur răspuns, care să fie deasupra tuturor acestor răspunsuri, care să fie valabil pentru toți, nu doar să ne alegem fiecare răspunsul nostru, și să fie mai important decât toate cele pe care le-am enumerat? Eu cred că da. Și l-aș formula în felul următor. Eu sunt aici pentru că Iisus mi-a spus că și eu pot să vin. Că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, El a promis că și El o să fie acolo. Și vreau să fiu unul din acei oameni care vine pentru numele Lui. Sunt aici pentru că Iisus m-a invitat în prezența Lui Dumnezeu. Această dimineață vom sta în fața textului din Deuteronom 12 și vă invit să-l privim din această perspectivă. Invitație în prezența lui Dumnezeu. Acum, invitația în prezența lui Dumnezeu este de fapt o invitație la închinare. Și Deuteronom 12 este unul din primele texte, unul din textele importante pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când încercăm să ne construim o concepție biblică despre ceea ce înseamnă închinarea. Când vrem să ne evaluăm ceea ce facem, să reformăm ceea ce facem, practica noastră, ca și biserică. Acum, de la prima citire a textului, o să fie evident că nu o să răspundă la toate întrebările noastre. Dezbaterile contemporane sau subiectele dezbaterilor contemporane nici măcar nu apar în acest text. De exemplu, nu se spune nimic despre muzică, ce stil, ce instrumente, ce volum, despre predică, ce formă, cât de lungă, despre rugăciune, cât, cum să ne rugăm. Nu ni se spune nimic despre aceste lucruri. În schimb, îi se oferă niște principii. Lucruri care sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Și dacă noi ne numim ucenici al lui Hristos, ceea ce este important pentru El, ar trebui să devină important și pentru noi. Și cumva, atunci când ne întâlnim, atunci când trăim în fiecare zi a vieții noastre, ceea ce este important pentru El ar trebui să guverneze și viața noastră.
timpul pe care îl petrecem împreună ca Biserica lui Hristos. În primul rând, în acest text, este o singură voce care se aude. Este Moise, care este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. El exprimă, el rostește așteptările lui Dumnezeu de la noi. Și consideră că această observație trebuie să fie prima, că e cea mai importantă. Atunci când noi ne adunăm ca biserică a lui Hristos, prima întrebare la care trebuie să răspundem nu este dacă mie mi-a plăcut, dacă ție ți-a plăcut, dacă nouă ne-a plăcut, ci că dacă Dumnezeu a primit lucrurile pe care noi spunem că le-am adus Lui, dacă El ne-a cerut lucrurile pe care noi le facem, pe care le oferim Lui, dacă astea sunt așteptările Lui de la noi. Duminica trecută am văzut din capitolul 10 și 11 că așteptarea lui Dumnezeu de la noi este ascultarea. Acest text ne duce un pic mai departe și ne arată că închinarea începe cu ascultare, cu ascultarea lui Dumnezeu. Și închinarea ne conduce tot la ascultarea lui Dumnezeu sau la ascultare mai profundă de Dumnezeu. Așa începe și așa se încheie acest capitol. Să le împliniți, expresia care apare și în începutul și în sfârșitul capitolului. Acestea sunt hotărârile și judecățile pe care să vegheați să le împliniți în țara pe care Domnul Dumnezeul strămoșilor voștri v-a dat-o în stăpânire. În toate zilele vieții voastre pe pământ. Și ultimul verset. Voi însă să vegheați ca să le împliniți. Să împliniți orice cuvânt pe care vi-l poruncesc. Să nu adăugați nimic la el și să nu înlăturați nimic din el. În esență, Moise ne spune care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Acum, când vorbim despre închinare, prima întrebare, sau una din primele întrebări care ne se ridică este: de ce să mă închin? Am nevoie de închinare? De ce să o fac? Cel mai scurt răspuns pe care îl știu este de la David Foster Wallace. N-a fost un om religios. A fost un scriitor, profesor universitar, a scris unul din cele mai bune 100 de romane, limba engleză, între anii 1923 și 2005. An de zile s-a luptat cu depresia și în cel din urmă și-a luat viața. Cu ceva vreme înainte să-și ia viața, el spune următoarele lucruri la o festivitate de absolvire. Toată lumea se închină. Singura alegere pe care o avem este cui să ne închinăm. Și motivul convingător pentru a alege un soi de Dumnezeu sau o realitate spirituală căreia să-i te închini este că orice altceva ai venera te va mânca de viu. Dacă te închini banilor și lucrurilor, dacă banii sunt așezați în locul care îți oferă adevărata semnificație în viață, atunci niciodată nu vei avea destul, niciodată nu vei simți că ai destul. Acesta e adevărul. Închină-te corpului tău, frumuseții și atracției sexuale și întotdeauna te vei simți urât. Iar când timpul și vârsta vor începe să lase urme, vei muri de un milion de ori înainte să te îngroape. Închină-te puterii și vei sfârși simțindu-te slab și speriat și vei avea nevoie de și mai multă putere asupra altora ca să-ți amorțească propriile temeri. Închină-te intelectului tău, dorinței de a fi considerat inteligent și vei sfârși simțindu-te stupid, un fals, care întotdeauna este pe punctul de a fi prins. De ce să mă închin? Eu aș porni de la propunerea lui David Foster Wallace, pentru că toată lumea se închină. Dar și adăugă o completare, o primă completare, pentru că ai fost creat să te închini. Și aș continua pe răspunsul lui. Singura alegere reală pe care o avem este cui să ne închinăm. Și la fel ca și în orice domeniu din viața noastră, și aici putem face alegeri proaste și alegeri bune, când alegem cui să ne închinăm. De ce avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Inclusiv în acest domeniu.
Spuneam că textul începe cu un îndemn la ascultare și se încheie cu un îndemn la ascultare. E o structură chiastică a textului. Continuă cu porunca de a curăți țara de idolatrie și textul pereche, nu imitați închinarea idolatră. Ne invită la închinare împreună în prezența Domnului, dar apoi ne cheamă ca fiecare dintre noi să ne transformăm viața în închinare, viața personală, viața de zi cu zi. Și în centru sunt cerințele lui Dumnezeu, care ar trebui să guverneze timpul pe care îl petrecem împreună și viața noastră personală. Am putea să rezumăm întregul capitol în două imperative. Bucurați-vă împreună în prezența Domnului, la locul pe care El l-a ales ca să-și așeze numele. Dar nu vă mulțumiți cu atât. Transformați-vă viața personală în închinare. Primul răspuns sau primul imperativ ne aduce aminte că închinarea trebuie să se nască din cunoașterea lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să-l citesc pe D.A. Carson. Și spune în felul următor: ceea ce ar trebui să facă închinarea încântătoare pentru noi nu în primă instanță prospețimea sau frumusețea ei estetică. S-a cântat cântecul meu favorit, modul în care s-a cântat. Am auzit o idee interesantă, provocatoare, în ce a fost în această întâlnire. Nu! Ceea ce ar trebui să facă închinarea încântătoare este destinatarul ei, obiectul ei, Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși este minunat de încântător și învățăm să ne bucurăm de El, de El, nu de lucrurile noastre favorite. Al doilea imperativ ne aduce aminte că Dumnezeu nu e interesat doar de duminică. Dumnezeu interesat de fiecare zi a vieții noastre, pentru că ne-a chemat în legământ cu El și vrea să trăim în fiecare zi în legământ cu El, să înnoiască fiecare cotlon al vieții noastre. Așadar, bucurați-vă împreună în prezența lui Dumnezeu. Textul începe cu îndemn la ascultare și apoi urmează porunca de a curăți țara de idolatrie. Să distrugeți complet toate locurile aflate pe munții înalți, pe dealuri și sub orice copac verde, unde națiunile pe care le veți stăpâni slujesc dumnezeilor lor. Să le distrugeți altarele, să le zdrobiți stâlpii sacri, să le ardeți în foc așerele, să le dărâmați chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să le nimiciți numele din locurile acelea. Pe scurt, prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață curată. La o viață curată. Dumnezeu ne cere din start să ne închinăm numai înaintea Lui. Să renunțăm la idolii noștri. Să nu ne împărțim inima. Să ne dedicăm în întregime Lui. Și acest lucru înseamnă, în termeni concreți, în primul rând pentru ei și apoi pentru noi, incompatibilitatea între închinarea înaintea Lui Dumnezeu și închinarea la idoli. Când Dumnezeu ne cheamă în legământ cu El, refuză să ne împartă cu idolii. Ne cere să renunțăm la amanții noștri din domeniul spiritual. Ca ei să asculte prima și a doua poruncă din Decalog. În momentul în care vor cuceri țara, în momentul în care vor intra în țara promisă, ei trebuia să nimicească idolii. Să nimicească orice semn al puterilor, al închinării înaintea lor, al numelui lor, al prezenței lor. Și asta înseamnă să strice complet toate locurile de închinare. Și în schimb, să dedice un singur loc pe care Dumnezeu îl alege ca să se închine înaintea Lui. Din perspectiva închinării, și ei și noi, nu puteau călca niciuna din ultimele 9 porunci, fără să încalce mai întâi pe prima, fără să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu un idol. Asta înseamnă că nu o să folosim nesăbuit numele Domnului, nu o să ignorăm limitele sănătoase pe care Dumnezeu le-a pus între muncă și odihnă,
Nu o să ne disprețuim părinții, nu o să ucidem, nu o să comitem adulter, nu o să furăm, nu o să mințim. Nu o să poftim lucrurile, viața, partenerul altuia. Până când nu o să-L înlocuim pe Dumnezeu cu un idol. Și din momentul în care L-am înlocuit pe Dumnezeu cu un idol, orice poruncă a lui Dumnezeu este ușor de călcat. Este ușor de călcat. Pentru că ne-am ales ca obiect al închinării un idol, un obiect nelegitim. Și este doar un paravan, o mască pentru păcatele noastre, o scuză bună în care ne ascundem pe noi și avem pe cineva care ne protejează, încuvințează modul nostru de viață. Și pe altarul acelui idol jertfim cele mai valoroase lucruri pe care le avem. Începem cu relația cu Dumnezeu, distrugem familia, relația cu prietenii, munca, prezentul și ne compromitem viitorul. Când am fost în capitolul 7, am spus că nouă nu ni s-au dat astfel de porunci ca și biserică. Distrugeți complet, ucideți-i, să n-aveți milă de ei. Dar și noi luptăm împotriva împărăției întunericului. Noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor. Și am văzut în exemplul lui Pavel, când s-a dus în Atena, a văzut că cetatea era plină de idol, s-a înfuriat Duhul în el, dar n-a stricat, n-a dărâmat niciun idol. Nu s-a luptat cu niciun idolatru. În schimb, apostolul a declarat supremația lui Dumnezeu, a subminat autoritatea idolilor, l-a înălțat pe Dumnezeu deasupra tuturor idolilor care erau în Atena. Prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață curată. La o viață care să fie trăită în ascultare de El. Să nu ne împărțim inima și viața cu idolii, să renunțăm la ei. Să reflectăm caracterul Lui. Nu ai idolilor pe care i-am creat după chipul nostru căzut în păcat, murdărit de păcat. În al doilea rând, când Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm înaintea Lui, ne invită să îi răspundem harului Său, să-L primim și să rămânem în El. Prin cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă în Biblie, ne cheamă să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Și aici, în capitolul 6, în versetul 6 din capitolul 12, când Moise enumeră într-un singur verset toate jertfele care trebuiau aduse la acel loc de închinare, el ne-a arătat, de fapt, cum să-i răspundem lui Dumnezeu. Și pe scurt, el ne zice cu întreaga noastră viață. Să primim harul Său, să rămânem în el, să răspundem. Pentru că jertfele erau, de fapt, răspunsul cerut și răspunsul acceptat de Dumnezeu atunci când omul venea în prezența Lui. Și lista pe care el o aduce în acest verset include ideea de dedicare totală lui Dumnezeu, de pocăință pentru păcatele noastre, de recunoștință că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Că atunci când am avut cereri, rugăciuni, El ne-a ajutat, El a răspuns rugăciunilor noastre. Și mai mult, de a declara credincioșia Lui în promisiunile pe care El le-a făcut, nu doar în lucrurile pe care noi le-am cerut. Acolo să vă aduceți arderile de tot, să vă dedicați în întregime Domnului, jertfele voastre, și asta include și ideea de pocăință pentru păcat, zeciuiele voastre ca răspuns la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, contribuția mâinilor voastre pentru împlinirea jurămintelor, când i-ați făcut o promisiune lui Dumnezeu și v-a ajutat, a fost alături de voi, darurile voastre de bunăvoie și întâi născuți din cirezile voastre și din turmele voastre, că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea și v-a înmulțit și v-a purtat de grijă. Dacă aș împrumuta un singur verset din Noul Testament, ar însemna că să venim în prezența lui Dumnezeu și să recunoaștem că orice binefacere și orice dar desăvârșit este de sus și se coboară de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră de mișcare. De aceea a fost chemat poporul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu, la un loc singur de închinare. Să-și amintească că întreg universul este al Domnului, întreg pământul este al Lui, țara este un dar de la El. El este gazda, El este stăpânul întregii țări, al întregului univers. Și noi suntem ai Lui, prin har suntem ai Lui.
și să-i răspundem harului pe care ni l-a dat. Dimensiunea principală a închinării este pe verticală. Noi îi răspundem lui Dumnezeu. Este răspunsul inimii noastre la ceea ce este, la ceea ce face Dumnezeu. De aceea, în primul rând, închinarea este o dedicare, o rededicare în slujba lui Dumnezeu. Acum, nouă nu ni se mai cere să jertfim animale. Pentru că toate aceste jertfe și-au găsit împlinirea într-o singură jertfă, în jertfa lui Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că putem răsufla ușurați, pentru că ni se cere ceva mai costisitor, mai incomod. Ascultați-l pe Apostolul Pavel. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta e slujba voastră spirituală, lucrarea voastră spirituală. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cerința costisitoare a lui Dumnezeu pentru noi, să ne aducem trupurile ca o jertfă vie sfântă. Adică în fiecare zi a vieții noastre să ne punem în slujba Lui. Și asta e costisitor când mai pică câte ceva din lucrurile pe care le avem. Dar de fapt, cu alte cuvinte, este exprimată bătălia pastoral-misionară a bisericii noastre. Prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, noi să fim înnoiți, noi să fim transformați și să ne punem în slujba Lui ca o jertfă vie, zi de zi, ca să facem ucenicii lui Hristos prin puterea Lui. În al treilea rând, prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la bucurie, să ne bucurăm în prezența Lui. Acolo, în prezența Domnului, să mâncați și să vă bucurați. Împreună cu familiile voastre, de orice realizare a mâinilor voastre cu care Domnul Dumnezeul vostru vă va fi binecuvântat. În mod surprinzător, și pentru noi, și pentru lumea în care trăim, în Biblie bucuria este mai mult decât o emoție, mai mult decât un sentiment. În mod și mai surprinzător, Dumnezeu ne poruncește să ne bucurăm. Ne poruncește să ne bucurăm. Pentru că Biblia ne învață că adevărata bucurie provine din Dumnezeu, din relația noastră vie cu El. Bucuria e încântarea cunoașterii lui Dumnezeu, răspunsul la cunoașterea lui Dumnezeu. Și surprinzător, dar în același timp încurajator, că sursa bucuriei poate fi dincolo de noi înșine, de ființa noastră, de persoanele dragi, de lucrurile pe care le avem. Dar ce încurajator e că dacă este dincolo de aceste lucruri, de aceste persoane, înseamnă că poate fi trainică. Că nu-i condamnată să fie temporar, ocazională, incompletă, niciodată desăvârșită, dacă ar fi limitată la noi, la împrejurări, la lucruri. Bucuria creștinilor e mai mult decât încântarea în fața cântecului favorit. Sentimentul pozitiv, încurajator, energic pe care l-ai când te strângi împreună cu ceilalți sau o idee provocatoare pe care ați auzit-o. Ați sesizat vreodată cât de dificil e să definești bucuria, să-i dai definiție? E mai ușor să o legi de oameni, de lucruri, de împrejurările în care ai simțit-o și să spui atunci am simțit bucurie, atunci am fost bucuros. Dar bucuria creștină nu este limitată la împrejurări. Dimpotrivă, unul din semnele distinctive ale bucuriei creștine e că rămâne în picioare, crește chiar și în împrejurări potrivnice, incomode, dureroase. Vreau să vă dau un exemplu. Noi am cântat, ne spunea Cristi, ultima parte a Psalmului 23. Vara trecută l-am vizitat împreună cu Tavi pe fratele Vasile Vădan, la una zil de bătrâni.
Avea Alzheimer, Parkinson și numai Dumnezeu știe câte mai avea. Și comunicarea cu el a fost mai dificilă decât în toate vizitele pe care i le-am făcut. Dar la un moment dat, Tavi spune, frate Vădan, Domnul este și cu cea mai puternică voce de până atunci. S-a înviorat la față și a spus, păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și nu se putea mișca de pe pat. Era nazil. Nu-și mai putea citi Biblia. Un pastor care nu-și mai putea citi Biblia. Dar bucuria lui era Domnul. Lucrurile pe care noi l-am cântat erau bucuria lui în Domnul. Era o realitate. Și această reacție instinctivă, nu la cerere, nu invitat de cineva, e dincolo de ceea ce putem face noi în viața noastră, dincolo de ceea ce oamenii pot face în viața noastră, e ceea ce Duhul Sfânt face în viața noastră. Sădește și crește în ciuda împrejurărilor, în ciuda locurilor în care suntem, adânc în inima noastră, în viața noastră. E bucuria care se naște din relația cu Dumnezeu și eliberată de tirania împrejurărilor drăguțe, plăcute, dar întotdeauna trecătoare. La o astfel de bucurie ne cheamă Dumnezeu prin închinare, când ne cheamă în prezența Lui, prin relația cu El. Gândiți-vă doar la faptul că pentru ei Dumnezeu a stabilit datele în care ei trebuiau să se ducă la acel loc de închinare. Erau fixe. Indiferent cum ți era viața, cu bune, cu rele, tu trebuia să te duci la locul de închinare. Ți se poruncea să te bucuri în prezența Domnului. Dacă relația cu Dumnezeu era moartă, totul era o farsă. Era un ritual pe care îl puteai face, te puteai duce de 3 ori pe an. Dacă relația cu Dumnezeu era vie, bucuria era posibilă. Bucuria era reală pentru că era legată de Dumnezeu. Al patrulea rând, când Dumnezeu ne cheamă la închinare, Dumnezeu ne cheamă la unitate. La unitate cu El și la unitate unii cu alții. Chemându-ne la închinare, Dumnezeu ne cere un lucru incomod pentru noi, pentru firea noastră pământească, pentru egoismul nostru. Ne cere să iubim oamenii pe care El îi iubește și încerca să puneți dumneavoastră granițe, dacă puteți, la iubirea Lui. Să vă bucurați în prezența Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre. Până aici pare ușor. Slujitorii voștri și slujitoarele voastre, precum și leviții din cetățile voastre, întrucât aceștia n-au parte de moștenire împreună cu voi. Dacă ne uităm la prima parte a versetului 12, am putea zice că e normal. Să te bucuri cu familia, cu fiii și fiicele. Dar nici aici nu e așa ușor. Faptul că accepți că e normal să te bucuri împreună cu familia în prezența Domnului, asta nu înseamnă că fiecare întâlnire de familie e o bucurie, pentru că nu toate relațiile, nici măcar cele de familie, sunt după voia lui Dumnezeu și nu sunt neapărat un motiv de bucurie. Textul merge și mai departe, complică lucrurile, pentru că vorbește de slujitori și slujitoare, angajații de azi sau colegii de muncă, de leviți. Dacă am lua jertfele pe care le menționează acest capitol și felul în care le detalează, de exemplu capitolul 26, când vorbește despre primele roade, despre zeciuieli, pe acolo erau incluși orfanul, străinul, văduva. Cercul era tot mai mare. Cercul oamenilor care erau chemați să te închini, să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Hai să facem un exercițiu. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Cât de departe ar trebui să te uiți? La ce distanță? Ca să descoperi un om cu care trebuie să te împaci. Ca să te bucuri că sunteți împreună în prezența Domnului. 1, 2, 3 scaune? Cât de departe ar trebui să te uiți? Să te bucuri de omul pe care l-ai întâlnit și este chemat și el în prezența Domnului astăzi. Fără Hristos,
Suntem dușmani unii cu alții. Dușmani cu Dumnezeu. În Efeseni Pavel ne spune, El este pacea noastră, Cel ce a făcut pe amândoi una și în trupul Lui a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un singur om nou, făcând astfel pace și pentru a-i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și v-a vestit pacea vouă celor de departe și pacea celor ce erați aproape, căci prin El amândoi avem intrare într-un singur duh, la Tatăl. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de un alt neam, ci sunteți cetățeni, împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, întreaga clădire bine închegată crește ca să devină un templu sfânt în Domnul. În El și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Momentul în care ni se aduce aminte, în care nu putem evita faptul că noi suntem chemați în prezența lui Dumnezeu ca să fim una, să celebrăm faptul că suntem una, este cina Domnului. Indiferent ce facem, indiferent ce nu facem, acolo suntem forțați să ne aducem aminte acest lucru. Dar o putem transforma într-un ritual, putem să-i ratăm scopul, putem să rămânem dezbinați, dar ne cheamă la unitate. Ascultați-l pe Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți, judecați singuri ceea ce vă spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el oare părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este oare părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, de aceea noi, care suntem mulți, suntem un singur trup. Un singur trup. Asta celebrăm la cina Domnului. Întrucât toți suntem părtași la o singură pâine. În al cincilea rând, prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la mărturie, să-L mărturisim pe El. Închinarea începe în relație cu Dumnezeu și asta e dimensiunea principală, dar include relațiile dintre noi, relațiile cu cei din Biserica lui Dumnezeu, dar apoi devine invitația Bisericii pentru cei de afară. Așa că dacă între noi sunt oameni cu adevărat preocupați de închinare, de închinare care îl onorează pe Dumnezeu, îi vom recunoaște prin faptul că vor fi preocupați să-L prezinte oamenilor pe Iisus, obiectul închinării noastre. Probabil că majoritatea dintre noi știm de familia Getty, Kit și Kristin. Ei sunt cunoscuți în principal pentru muzica lor. Cântecele lor, și noi le cântăm traduse în limba română și cred că sunt unele din cele mai frumoase din repertoriul bisericii noastre. Dar pe lângă aceste cântece, ei și-au pus și în scris modul în care ei înțeleg închinarea, în mod special închinarea prin muzică. Și avem și în limba română cartea Să cântăm, puterea transformatoare a cântării. Și ei zic, atunci când noi cântăm, când noi cântăm împreună, cântarea noastră devine invitația pentru toți cei care sunt prezenți. În mod special pentru cei care nu cred, care sunt nemântuiți, care sunt în mijlocul nostru. Pentru adolescenții cinici, pentru prietenii nostru intrigat. Noi le mărturisim tuturor celor de afară care vin în mijlocul nostru, chiar și celor care trec atunci când ceva din închinarea noastră se aude pe stradă. Ne mărturisim care este crezul nostru, care este credința noastră. Și spune ei, imaginea unei biserici care se închină împreună, în unitate, se închină înaintea lui Dumnezeu, este o mărturie radicală într-o cultură care îl respinge pe Dumnezeu, dar îmbrățișează individualismul și tot ceea ce contează sunt eu. Atunci când noi ne închinăm împreună, noi facem o declarație care este contraculturală și cântul nostru devine manifestul nostru public, manifestul credinței noastre. Spuneam că în centrul textului sunt cerințele lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu.
Pentru că dacă închinarea noastră are valoare, înseamnă că a fost primită de Dumnezeu. Înseamnă că El a primit ceea ce a cerut. Dacă închinarea este, așa cum spune Daniel Block, o audiență cu regele Universului, atunci întotdeauna ceea ce El spune este mai important decât ce spunem noi. Și ceea ce El spune definește și corectează și ar trebui să transforme ceea ce spunem noi, ceea ce facem noi, ceea ce suntem noi. Testul închinării este transformarea vieții noastre în acord, în armonie cu cerințele lui Dumnezeu. Și această preocupare pentru o viață transformată ocupă a doua jumătate a capitolului. Transformați-vă viața personală în închinare la adresa lui Dumnezeu. Dacă prima parte a capitolului este focalizată pe acel loc unic de închinare, pe închinarea pe care Dumnezeu așteaptă atunci când ne strângem împreună, a doua parte se concentrează pe mâncare și pe jertfe, pe folosirea corectă și incorrectă pentru ei a sângelui animalelor. Și aceste versete sunt absolut plictisitoare pentru noi. Să le citim, a doua jumătate a capitolului. Însă transmit un mesaj vital. Dumnezeu nu-i interesat doar de duminicile noastre. Dumnezeu e interesat de toate zilele vieții noastre. Dumnezeu nu-i interesat doar ce facem când suntem aici. Dumnezeu e interesat de ce facem în orice loc în care suntem și în acel loc pe care îl numim acasă. Pentru că închinarea este împletită cu viața noastră. Închinarea este viața noastră, închinarea pe care îi oferim lui Dumnezeu. Nu putem să trăim rupți de Dumnezeu o săptămână întreagă și apoi să venim duminica și să pretindem că noi suntem bine în relația cu El. Nu putem să ne lepădăm de Hristos toată săptămâna și apoi să pretindem că El va mărturisi numele nostru înaintea Tatălui doar pentru că noi suntem duminica în acest loc. Nu putem pretinde așa ceva. Această viață e falsă și inutilă. E șmecherie care poate funcționa cu oamenii. Poate transmite o părere bună. Poate să mascheze falsul. Dar nu funcționează cu Dumnezeu, pentru că El ne vede inima. Ne vede inima. Și El e interesat ca în fiecare zi a săptămânii noastre noi să ne închinăm înaintea Lui. Și marea întrebare este: cui ne închinăm? Acasă, la muncă, la școală, în orice loc în care suntem. Nu așa că nici noi nu suportăm mincinoșii? Nu așa că și noi detestăm ipocriții? Dumnezeu îi detestă și mai mult, îi urăște și mai mult decât noi. Și prin invitația la închinare, Dumnezeu ne cheamă la o viață fără contradicții. O viață înnoită. Să nu existe diferență între ceea ce gândim și ceea ce spunem. Între ceea ce spunem și ceea ce trăim. Dumnezeu ne cheamă să credem lucrurile pe care le spunem. Că le zicem în rugăciune. Că le zicem în cântare. Că le zicem în predici. Că le zicem în discuțiile noastre. Să credem ceea ce spunem. Și să trăim. Să trăim ceea ce spunem. Am stat la urmă partea care ar putea fi numită cea mai importantă a predicii, pentru că este calea directă a textului spre Iisus Hristos, spre Iisus Hristos. Și afirmația pe care o face El în capitolul 4 este că astfel de închinători caută, dorește Tatăl. Și capitolul 4 îl descrie pe Domnul Iisus mergând în cel mai ciudat loc posibil, căutând acolo închinători pentru Tatăl. Oameni care să se închine Tatălui în duh și în adevăr, așa cum am cântat și noi. E în Samaria, regiunea dușmanilor evreilor, dușmanilor eretici și necurați a evreilor. În mijlocul zilei, la prânz, în cel mai nepotrivit moment al zilei, la o fântână, cel mai nepotrivit loc. Și
stă cu o femeie păcătoasă care era evitată de toți cei din cetate și care îi evita pe toți cei din cetate, o marginalizată. Ea însăși se miră până nici nu află cine este Iisus, că el stă să vorbească cu ea. Ucenicii lui sunt surprinși, șocați, poate scandalizați, că învățătorul lor stă să vorbească cu cea mai disprețuită persoană dintre păcătoși. Dar Iisus știe bine cu cine vorbește. Știe trecutul, știe păcatele, știe unde a căutat bucuria, știe unde a căutat împlinirea și oferă ceva mai mult decât a căutat ea. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu însă ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, Domnule, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această apă vie? Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta din care a băut el, fiul lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și i-a zis, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar celui ce bea din apa pe care o voi da eu, în veci nu îi va mai fi sete, ci apa pe care o voi da eu va deveni în el un izvor care va țâșni spre viața veșnică. Femeia a zis, Domnule, dă-mi și mie această apă, ca să nu mai îmi fie sete, să nu mai vin până aici și să scot. El a zis, du-te, cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, ai spus bine, n-am bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum, al 6-lea, nu ți este bărbat. Este adevărat ceea ce ai spus. Și este momentul decisiv al discuției. Ea ar fi putut să-și pună o mască pe suflet. Ar fi putut să-și înnăbușe din nou conștiința. Ar fi putut să-L respingă pe Iisus, să dea vina pe toți și pe toate, pe condițiile, împrejurările din viața ei. Ar fi putut să plece din fața lui Iisus, să se refugieze din nou în păcat, dar nu o face. Alege să rămână în fața lui Iisus. Și rămânând în fața lui Iisus, are puterea să renunțe la idolii ei. Își dă seama că toată viața, 6 pat fântâni, erau sparte, crăpate. Nu țineau apa. Și toți avem parte de surpriză. Nu doar ea, nu doar ucenicii. Pentru că această femeie, disprețuită de toți, este cea care află sensul profetic al textului din Deuteronom 12. Felul în care arăta spre Iisus acel loc unic de închinare, că reprezenta o anticipare a lucrării lui Iisus. Femeia i-a zis, Domnule, văd că tu ești un profet. Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a răspuns, crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Nu știu cu ce așteptări ai venit astăzi aici, dar toți am fost invitați în prezența lui Dumnezeu să ne închinăm înaintea Lui și să ne transformăm viața personală într-o închinare la adresa lui Dumnezeu și doar la adresa lui Dumnezeu. Și Ioan 4 ne spune că închinarea noastră în duh și în adevăr, adevărata închinare, este posibilă doar prin întâlnirea cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul lumii. Hai să fim și mai preciși. Dumnezeu nu vrea doar închinare. Dumnezeu vrea închinători. Dumnezeu vrea închinători. Și El stabilește standardele pentru închinare. El stabilește standardele pentru închinători. De ce să devii închinător? Pentru că toți suntem închinători. Singura întrebare este cui ne închinăm. Am fost creați
să fim închinători. Și singura alegere este cui o să ne închinăm în continuare. Putem face o alegere bună sau o alegere proastă atunci când alegem cui ne închinăm. Dumnezeu ne cheamă să alegem viața. Și în primul rând, închinându-ne înaintea Lui, Dumnezeu ne cheamă să avem o viață curată. Să refuzăm, să tot jertfim. Ce avem mai valoros, ce avem mai important? Pe altarele idolilor care ne distrug viața, care ne distrug relația cu Dumnezeu, familia, prietenii, munca, prezentul și viitorul. Cei mai faimoși idoli cananiți pe care poporul le-a întâlnit în țara promisă sunt încă activi și astăzi. Nu le mai spunem zeul fertilității, zeița fertilității? Dar în continuare banii, succesul, relațiile sexuale au o grămadă de închinători. Femeia samariteană a fost sclava căutării împlinirii prin relații de tot felul. Era la a șasea încercare eșuată și sufletul era tot gol, setea era tot nepotolită și mai Hristos a putut să o elibereze de idolii ei, de căutările ei. Și mai El poate rupe și astăzi lanțurile idolilor noștri. Închinându-ne, chemându-ne să fim închinători ai Lui, Dumnezeu ne cheamă în primul rând la o viață curată. Ne cheamă să primim harul Lui și să rămânem în El. Ne cheamă la o bucurie care să fie eliberată de tirania împrejurărilor trecătoare, drăguțe, plăcute, dar care sunt trecătoare din viața noastră și să ne ofere o bucurie care își are sursa în El însuși, în Duhul Sfânt, în Duhul Veșnic. E bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Singurul care știe tot ce am făcut noi, pe față sau în ascuns, și ne poate elibera de toate lucrurile pe care le-am făcut, de trecutul nostru, ne poate ierta păcatul, ne poate da un viitor nou. Dumnezeu caută închinători care să fie una în El, demonstrând în fapt, iubind oamenii pe care El îi iubește. Atunci, era vorba despre evrei și samariteni. Astăzi este vorba despre evrei și palestinieni. Noi, cei care suntem în acest loc, oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi, doar în Hristos putem fi una. Că e vorba de familia noastră, că e vorba de prietenii noștri, că e vorba de biserica noastră. Doar în Hristos putem fi una. Dumnezeu ne cheamă să fim martori ai Lui. O femeie care îi evita pe toți cei din cetatea ei, care se ducea să scoată apă în cel mai pustiu moment al zilei, se duce în mijlocul cetății și strigă, veniți să-L vedeți, îl mărturisește pe cel pe care l-a întâlnit. Și Dumnezeu ne cheamă și pe ea și pe noi la o viață fără contradicții, înnoită, fără rupturi între ceea ce gândim și ceea ce spunem, între ceea ce spunem și ceea ce trăim. Dumnezeu ne cheamă la o viață legată, integrată între duminică și restul săptămânii. Și Dumnezeu ne cheamă să fim astfel de închinători, zi de zi, până vom vedea acel singur loc de închinare, tronul lui Dumnezeu, în care doar El va primi închinarea întregii creații. În Apocalipsa 5, Ioan spune, pe toate făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare, pe toate care se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, ale celui ce stă pe tron și ale mielului, să fie binecuvântarea, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Astfel de închinători își dorește Tatăl pentru veșnicie, în jurul tronului Său. Amin.